Un medic de la Casa Județeană de Pensii din Botoșani este acuzat că a făcut avere pe spatele celor loviți de soartă. Potrivit procurorilor, femeia le cerea bani invalizilor care voiau să ia pensie pe caz de boală. După două luni în care au strâns probe împotriva doctoriței, ieri au luat-o pe sus. Când au intrat oamenii legii peste ea, tocmai lua niște bani de la un pacient. Doamna doctor, ce de ce ați fost ridicată? Doamna doctor, totul este funcționare sau ceamă? De ce vă acuză? De ce sunteți acuzată? În urmă cu puțin timp, femeia a fost surprinsă în timp ce primea un plic cu bani de la o persoană care vrea să se pensioneze pe caz de boală. Au descins în incinta cabinetului de expertize medicale din cadrul direcției muncii Botoșani, în vederea efectuării unei percheziții și surprinderii medicului Teodoriu Liliana în timp ce primea diferite sume de bani de la persoane supuse expertizării în vederea acordării pensiilor pentru grad de handicap. Oamenii legii spun că femeia a strâns o mică avere de pe urma celor care călcau în cabinetul ei. Ființa dumneavoastră au fost găsite sume de bani destul de importante, probabil provenind din banii oferiți și primite de noi, oferiți de persoanele care erau expertizate în vederea acordării pensiilor handicapate. Din probele strânse de procurori, au ajuns la concluzia că medicul primea în fiecare zi în jur de 20 de plicuri cu bani. Vorbim de persoane provenind din medii sociale, cu venituri foarte modeste, vorbim de persoane cu afecțiuni medicale, cu probleme de acest gen, dar care pentru a obține decizii au trebuit, într-o formă sau alta, să cotizeze. Medicul împărțea banii cu asistenta ei și cu alți doi complici. Oamenii legii au ridicat din locuințele lor și din cabinetul medicului mai multe documente care speră ei vor dovedi vinovăția celor patru. Medicul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ceilalți trei suspecți sunt cercetați în stare de libertate.